Bun găsit! Carmen Silva, prima regină a României, 180 de ani de la naștere, este numele expoziției care va fi vernisată pe data de 8 decembrie în cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova. Expoziția a luat naștere dintr-un parteneriat cu Liceul Ploieștean de Arte Carmen Silva și are ca scop celebrarea celor 180 de ani trecuți de la nașterea reginei Elisabeta, regina poetă. Astfel, doritorii sunt așteptați vineri, începând cu ora 12, să admire atât fotografii cât și publicații din patrimoniul Muzeului de Istorie, cât și reflexii artistice ale operei și personalității reginei efectuate de tinerii artiști.